În urma protestelor agricultorilor și fermierilor din România, a fost modificat codul rutier și s-a introdus o nouă categorie cu privire la conducerea tractoarelor, respectiv TR1, legea fiind deja în vigoare, nu vorbim de un proiect de lege. Și în acest videoclip o să vă spun ce putem conduce cu această nouă categorie TR1, care sunt diferențele și asemănările față de categoria veche TR, și mai ales dacă o să putem să conducem tractoare cu categoria B, pentru că asta a fost marea cerere a protestatarilor. Vreau să încep prin a vă spune că atunci când vorbesc despre tractoare agricole sau forestiere, mă refer atât la tractoare U650, cât la orice alt tip de tractoare, dar și la combine agricole, semănătoare, taf, buldo excavator, cilindru și orice alt utilaj folosit în construcții, în agricultură sau în pădure, încât să nu mă tot repet mereu, chiar dacă probabil o să mai fie cazul, dar așa să înțelegeți că legiuitorul le-a băgat pe toate în aceeași definiție și anume le numește generic tractoare agricole sau forestiere. Acum o să vă citesc câteva definiții noi introduse în 2024. Avem așa definiția categoriei TR1, care spune că tractoarele agricole sau forestiere a căror viteză maximă constructivă este mai mică sau egală cu 40 de km pe oră. Am împărțit practic tractoarele agricole sau forestiere în două categorii. Cele sub 40 de km pe oră viteza maximă prin construcție și cele peste. Vedeți că nu spune nimic legiuitorul de câte axe trebuie să aibă remorca sau tractorul sau masa totală maximă autorizată, nu spune nimic de greutate, se limitează strict la viteza maximă prin construcție a vehiculului trăgător. Indiferent că vorbim de bul de excavator sau de combină sau de un tractor agricol, ca acesta să se încadreze la categoria TR1, trebuie să aibă viteză maximă posibilă de 40 de km pe oră inclusiv. Atenție, să nu credeți cum spuneam unii aici, dacă, domnule, dar dacă eu conduc un tractor ce prinde 70 de km pe oră, dar nu depășește viteza de 40, mă încadrez la TR1? Nu, nu te încadrezi, pentru că este foarte important cât scrie în acte viteza maximă acestui vehicul, pentru că obligatoriu trebuie să aveți un document de omologare de la RAR. Și acolo scrie cât prinde acel utilaj. Dacă este trecut de RAR ca având maxim 40 de km pe oră vehiculul trăgător, da? Înseamnă că se încadrează la această nouă categorie TR1. Dacă RAR-ul a scris că are 41 sau 60 sau 70, nu se mai încadrează la această categorie TR1, ci se încadrează la TR, indiferent, repet, da, care este greutatea maximă a acelui tractor agricol sau forestier. Da? Vedeți că nu se mai referă la 3500, la 3500 plus 750 sau alte chestii de genul ăsta. Și mai este un alt articol de interes și anume spune așa că permisele de conducere eliberate numai pentru categoria TR1 sunt valabile și pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria TR1 și una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculului sau ansamblului de vehicule. Deci acest articol le dă dreptul celor care au categoria TR1 să conducă un ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător, categoria TR1, adică care are maxim 40 de km pe oră viteza admisă și care are voie să tracteze una sau două remorci fără să conteze greutatea acestora sau masa totală maximă autorizată a ansamblului. Bineînțeles că și remorcile trebuie să fie omologate și trebuie să respecti greutatea maximă admisă, pentru că în caz contrar poate să fie contravenție. Dar nu mai vorbim de săvârșirea unei infracțiuni dacă ai depășit greutatea maximă admisă a ansamblului de vehicule. În schimb, dacă depășește limita de viteză de 40 de km pe oră și tu ai doar TR1, atunci fapta reprezintă infracțiune și vei fi cercetat penal. Iar ultimul articol de interes pe care o să vi-l citesc este acesta, care spune așa: permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile și pentru vehiculele din categoria TR1, precum și pentru ansamblurile formate dintr-un vehicul din categoria TR1 și una sau două remorci,
indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculelor sau ansamblu de vehicule. Iată că am răspuns la întrebarea care era pe buzele tuturor, dacă poți să conduci un tractor cu categoria B. Iar răspunsul este că depinde. Pentru că, vedem clar, legiuitorul a echivalat categoria B doar cu categoria TR1, nu și cu categoria TR. Așadar, dacă noi avem doar B-ul, putem să conducem un tractor agricol sau forestier, ori un buldo excavator sau o combina agricolă, doar dacă aceasta atinge prin construcție viteza maximă de 40 de km pe oră. Adică în documentul eliberat de RAR se scrie că acesta are maxim 40 de km pe oră, pentru că dacă depășește această viteză, nu mai putem conduce cu B-ul sau cu TR1, avem nevoie de C, CE sau TR în funcție de greutatea maximă admisă a vehiculului respectiv sau a ansamblului respectiv, dar toate aceste precizări le găsiți în vlogul dedicat conducerii tractoarelor pe care l-am postat eu în urmă cu ceva timp, îl găsiți în descriere. Acolo acele informații încă sunt în vigoare, dar acum vorbesc strict despre categoria TR1. Deci, cu categoria B poți să conduci un tractor agricol sau forestier doar dacă acesta are o viteză maximă de 40 de km pe oră. Nu mai contează greutatea acestuia, nu mai contează că ai o remorcă sau două și că ai depășit 3500 de kilograme sau 4250, nu contează. Poți să ai și 7 tone, 8 tone, atât timp cât nu depășește viteza de 40 de km pe oră, poți să conduci cu B-ul și poți să tractezi inclusiv două remorci încărcate. Acum, se încadrează și buldoescavatoare la această definiție? Că asta mă întreba foarte multă lume. Poți să conduc cu B-ul de acum înainte un buldoescavator? Eu nu mă pricep la buldoescavatoare și la utilaje agricole, dar am căutat pe internet și am văzut că majoritatea au 37-38 de km pe oră prin construcție. N-am și niște documente oficiale, dar strict pe baza acestor informații vedem că nu depășesc viteza maximă de 40 de km pe oră buldoescavatoarele, iar răspunsul este că da, având permis de conducere categoria B, putem să conducem un buldoescavator, o combina agricolă, un tractor agricol sau orice utilaj agricol sau forestier, atât timp cât acesta nu depășește prin construcție viteza maximă de 40 de km pe oră și vedem că majoritatea se încadrează, deci da, putem să conducem fără nicio altă formalitate. Nu trebuie neapărat să ne ducem să ne schimbăm permisul de conducere, să ne dea altul sau să facem alte formalități. Bineînțeles că atunci când o să ne expire permisul, o să ne apară și categoria TR1 dacă avem B-ul, dar atenție, verificați cu grijă viteza maximă prin construcție a vehiculului sau a utilajului pe care îl conduceți voi. Indiferent că e cilindru, compactor, că e buldoescavator, că e ghel sau cum mai spune la asta, dacă am făcut și eu casă și știu că am căutat pe lui tot felul de utilaje de genul ăsta, dar pe scurt putem să conducem cu categoria B. Din ce văd eu aici, legiuitorul a vrut să se asigure că nu toate utilajele agricole sunt conduse de șoferi cu categoria B, pentru că probabil sunt anumite utilaje care prin și o viteză mai mare, prin construcții, care ar putea să fie periculoase și pentru care sunt necesare niște abilități speciale pe care le poți obține având categoria TR. Dar majoritatea utilajelor pe care le știm cu toții o să poată fi conduse de acum înainte cu categoria B. Acum, haideți să vorbim despre asemănările și diferențele între categoria TR veche și noua categorie TR1, ca să putem să știm exact unde ne încadrăm și unde nu și în funcție de ce vrem să conducem, să știm ce categorie obținem. Bun, avem așa diferențe. Categoria TR nu are nicio limită de viteză sau de greutate. Atât timp cât ai TR-ul, poți să conduci orice utilaj agricol sau forestier, indiferent ce viteză prinde, indiferent că are una sau două remorci, indiferent că are 3500 masa totală maximă autorizată, că are 7000, că are 10000, n-are nicio importanță, având TR-ul, poți să conduci orice utilaj agricol sau forestier. În schimb, dacă ai doar B-ul sau doar TR1, ai dreptul să conduci
un tractor agricol sau forestier care are viteză maximă prin construcție de 40 de km pe oră, indiferent de greutatea vehiculului sau ansamblului de vehicule. Asta este o diferență. Următoarea diferență este că vehiculele din categoria TR care depășesc viteza de 40 de km pe oră nu pot fi conduse dacă ai permis de conducere doar categoria B. În schimb, cele din categoria TR1 care au viteză de sub 40 de km pe oră sau inclusiv 40, pot fi conduse și cu categoria B. O altă diferență este că permisul categoria TR este valabil pentru 5 ani, în schimb cel din categoria TR1 este valabil 10 ani, la fel cum este și cel din categoria B. Și ultima diferență pe care am găsit-o eu este faptul că permisul de conducere categoria TR este valabil și pentru categoria TR1. Adică cine poate mai mult, poate și mai puțin. Dacă ai dreptul să conduci un tractor agricol cu o viteză de 70 de km pe oră, bineînțeles că o să poți conduce unul și care atinge maxim 30 de km pe oră. În schimb, reciproca nu este valabil. Dacă ai permis de conducere doar categoria TR1, nu poți să conduci și vehicule din categoria TR care depășesc viteza de 40 de km pe oră prin construcție. Și asemănările sunt acestea. Ambele categorii, atât TR cât și TR1, se pot obține la vârsta de 18 ani. O altă asemănare este că poți să obții permisul pentru categoriile TR sau TR1 și în alt județ decât în cel unde ai domiciliu sau reședința, dacă nu există școală dedicată în județul tău. Iar o altă asemănare este faptul că atât TR cât și TR1 îți dă dreptul să conduci un ansamblu de vehicule format din una sau două remorci, adică implicit cu B-ul, da? Pentru că B-ul egal TR1, poți să tractezi una sau două remorci. Iar ultima asemănare este că legitorul nu mai face referire la greutatea maximă autorizată a vehiculului sau ansamblului de vehicule. Deci poți să conduci atât cu TR1 cât și cu TR un tractor sau un ansamblu, da, format dintr-un tractor și două remorci, indiferent de greutatea acestora. Nu mai contează că ai 3500 de kilograme, 750, să stai să faci cu B96, calcule pe hârtie. Ai TR-ul sau TR1, nu mai contează greutatea, te uiți doar la viteză, astfel încât să te încadrezi la categoria respectivă. Cam astea au fost diferențele și asemănările, dar și noile prevederi legale. Sper că am răspuns tuturor nelămurilor voastre, dar dacă mai sunt și altele, vă rog să mi le scrieți în comentarii, iar eu o să fac tot posibilul să fac un nou vlog și să le lămuresc. Dacă n-ați văzut primul vlog în care am vorbit acum câteva luni de zile despre ce tractoare agricole sau forestiere poți conduce cu CEU sau cu CEU, vi las aici, da, pe ecran, să intrați să-l vedeți, iar până data viitoare fiți de bună credință!